care este situația terenului pe care îl scoateți din fondul forestier pentru acea linie electrică? Este un interes național cu acea linie electrică de mare tensiune, Reșița-Pancevo. E nevoie de a fi scos sau de a fi scoasă o suprafață de circa 15.000, un hectar și jumătate, folosință temporară și folosință definitivă circa 0,08 hectare pentru lucrările aferente modernizării și extinderii acelei linii de înaltă tensiune. Iată că, mă rog, Consiliul Local a luat act de această solicitare și noi vom parcurge toate etapele și vom oferi acea suprafață, acel imobil la urma urmei pentru acea destinație sau cu acel scop. Mai sunt și alte acțiuni pe care trebuie să le facă în acest proiect Primăria Reșița, Consiliul Local? Nu, aprobarea a fost făcută. De fapt, ar mai trebui ceva, și anume evaluarea. Parțial a fost făcută evaluarea masei lemnoase, a vegetației aferente acelor suprafețe scoase temporar și definitiv. Și cred eu că Primăria și Consiliul Local pot fi beneficiarii acestei lucrări prin valorificarea masei lemnoase. Și prin plata celor taxe.